i estem allà honorable de que tu ell no me reconeixi. Reconeixença fa que xea, que ai, se fia suficient. Cu que spunem ei mult mulțumesc că tu suntem mai recunoscători. Cu că suntem mai recunoscători, cu atât spunem mai mult mulțumesc. Când încep să-ți numeri binecuvântările, viața ta se schimbă. Cea mai frumoasă rugăciune pe care o pot spune este mulțumesc, Doamne! Poți fi recunoscător pentru lucrurile mărunte din viața ta. Pentru că ai un acoperiș deasupra capului. Pentru că ai ce să mănânci. Pentru polis. Sau pentru părinți. Chiar și pentru copii. Pentru prieteni. Că poți să râzi. Pentru că ești iubit. Pentru că ai fost creat unic. Pentru razele soarelui. Și ploaia care udă pământul. Pentru ciripitul păsărilor. Pentru locul tău de muncă. Sau pentru că poți merge la școală. Pentru că poți merge la biserică. Și poți să te rogi. Tu, pentru ce vrei să-i mulțumesc lui Dumnezeu? Ai motive de recunoștință? În 20 noiembrie. Invităm prieteni cu tine. Și vin la ziua recunoștinței în Biserica Emaus. Dar nu veni cu mâna goală. Altul din binecuvântările pe care le-ai primit. Să fii o binecuvântare pentru alții. Deschide camera casei tale. Și dăruiește celor care au nevoie.